În luna martie, în vizorul comisarilor de la Protecția Consumatorului, au intrat și comercianții produselor farmaceutice. Cele 7 acțiuni de control s-au desfășurat atât pe raza municipiului, cât și în mediul rural. Deși utilizarea unui medicament expirat poate avea consecințe grave, pentru o parte dintre comercianți nu a contat acest lucru. Comisarii au descoperit în farmaciile lor medicamente expirate de mai bine de 90 de zile. În luna martie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a inițiat un control tematic propriu care a vizat modul de respectare al comercializării produselor farmaceutice și farmaceutice. În acest scop au fost verificate farmacii din județul și municipiul Giurgiu și s-a constatat comercializarea produselor expirate de 24 de zile, respectiv 94 de zile și informare incompletă privind prețurile de vânzare pentru aceste produse. În cadrul controlului au fost întocmite 5 procese verbale prin care s-au dispus măsuri de interzicere a comercializării și retragerea din circuitul consumului uman a produselor expirate în valoare de 150 de lei. De asemenea, au fost aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare de 11.500 de lei și un avertisment.